Apropierea de Craiova și faptul că localitatea Cârcea se află pe centura de sud a municipiului au favorizat dezvoltarea și modernizarea comunei. Astfel, dacă în trecut localitatea era una cu specific agrar, în prezent lucrurile s-au schimbat extrem de mult, iar balanța s-a înclinat în defavoarea agriculturii. Fiind o zonă urbanizată, o zonă în apropierea municipiului, e clar că uh, agricultura s-a redus substanțial, sau să zicem că se mai face undeva la 60% din, din, ce se făcea înainte de 89. A apărut și industria lângă agricultură. Prin actualizarea documentației de urbanism, suprafața intravilană a localității s-a mărit, iar terenurile agricole sunt lucrate în special de societăți mari. Culturile spre care s-au orientat fermierii sunt cele de porumb, grâu, floarea soarelui și rapiță, iar anul acesta producțiile sunt satisfăcătoare atât datorită tehnologiilor aplicate, cât și vremii favorabile. Anul acesta a fost un an favorabil pentru agricultură. Se pare că producțiile la grâu sunt undeva la 5.000, media vorbim, la 5.000 de kg pe hectar și la rapiță au depășit undeva de 3.000 de kg pe hectar. Porumbul a plouat și arată bine. E clar că să obții astfel de, de, de kilograme de rezultate pe hectare înseamnă că s-a aplicat și o tehnologie bună. În ultima perioadă, pe raza localității au început să apară și solarii, după ce câțiva tineri mai întreprinzători au dorit să mizeze pe legumicultură. Până nu de mult, Comuna Cârce avea pe teritoriul ei și stațiunea didactică Banu Mărăcine, un prestigios centru de cercetare pentru studenții și cadrele universitare de specialitate din Craiova. Acum, universitatea mai deține doar un teren de 30 de hectare pe care s-a plantat viță nobilă. Este cea mai importantă investiție viticolă din comună pentru că, din cele 150 de hectare de vie câte erau înainte de retrocedare, au mai rămas foarte puține care sunt lucrate de oameni, restul fiind lăsate în paragină sau vândute.